Personalul ambulanței cuprinde cam 100 de persoane. Dintre aceștia au fost verificați, controlați până la momentul ăsta cam jumătate, așa estimativ. Toți sunt bine, deci până acum toți sunt bine, nu au fost probleme. Îi așteptăm și pe ceilalți. Ideea este că ei vor trebui să fie vigilenți ca în următoarele 3-6 luni, dacă apar probleme, simptome, ceva, să vină să facem un control, să refacem controlul de acum. O persoană a fost depistată cu tuberculoză și atunci, în cadrul anchetei epidemiologice, cum facem de obicei, trebuie să-i testăm, să-i verificăm pe toți contactii pe care i-a avut în ultimele 3 luni. Contact de la domiciliu și contact de la serviciu. Cam câți au fost în 3 săptămâni? În 3 săptămâni au fost, cred că vreo 6. Da, mai mult. Pentru mine înseamnă mult, da? Pentru că este perioada sărbătorilor, oamenii mai stau pe acasă și atunci pentru mine 6 bolnavi diagnosticați cu o formă suficient de avansată înseamnă mult. Ce ai idee de unde ai luat TBC? Nu, asta este marea surprindere că nu se știe, mulți nu știu despre boala asta, nu știu cum se manifestă, cum eu am fost în urma tusei. Aveam o tusă care persista, era de o lună și foarte puțin și de aceea Și când ai ajuns aici, ce ți-a spus? Am ajuns aici și am fost internată mai întâi în spital și mi-am făcut testul la TBC și apoi am fost trimisă la București. Este la 6 luni de tratament, da? Sunt niște secheluțe. Păi să vă arătăm un plămân normal și să mergeți cu comparație, da? Acesta este un plămân normal, da? Acesta e hilul, da? Acesta e hilul, ăsta este parenchimul pulmonar. Uitați, deja nu ne legăm de coaste, ne legăm de plămânul în sine. Acel plămân este cu secheluțe, da? Și într-o parte și în cealaltă, da? Sunt niște secheluțe care se observă aici, da? Vedeți? Deja s-au format, s-au închis. Ele cumva au fost deschise, da? Și acum s-au închis. Asta e radiografie normală și aceea este radiografie cu tuberculoză. Imagine de TBC. După 6 luni. După 6 luni de, da, e cavitate. Deci a fost cavitate, da? S-a tratat și rămân sechele, numim noi, da? Sechele Și de-a unui plămân. când este atunci, cum arată, Doamne, la început? La început, vă arătăm imediat o formă mai urâtă de început. Arată, numim noi, da? Sunt imaginea șterse. Să căutăm în filmotecă, că nu mai mi-amintesc în caz. Sunt cazuri și cazuri. Să vă arătăm în caz în debut. Dar un pic accentuate viurile acelea, știți? Alea se mai sunt care poate că nu urmăresc și vine de la noi deja, ne recordăm studiul, confirmăm, primite către... Mai am tot cavitarea aici și destul de încroșcată. Imediat o iau. Ca un ciorchine, știți? Trei. Ăsta este numai pe dreapta, celălalt stâng. Da, sunt cele cavitățile de sus, de acolo. Aici e un debut. Da, aici este un debut. Acolo știu, nu se vede decât un frigider. Aici am făcut radiografie și a ieșit foarte bine. Au mai fost colegi care au făcut? Da, au mai fost. Toți colegii care suntem de la sală, majoritatea trebuie să facem. Mai sunt vreo 2 sau 3. Aha, da. Și câți au făcut până acum? Câți sunt? 6, 7. Cam așa, mai cam sunt așa. Vreo 2, 3. Cam sunt vreo 2, 3 mai sunt. Până la acest moment nu ne-au convenit rezultatele complete, însă din informațiile pe care
le avem până la acest moment, nu sunt probleme. De fapt, noi nu am depistat niciun fel de simptom de TBC la ceilalți membri ai colectivului Feliciului de Ambulanță. Dar v-ați făcut toți analizele? Marea majoritate, nu știu de vorbim extrem câți mai sunt, însă marea majoritate a colegilor mei au efectuat radiografii de radiografie sau TBC. Mulțumim frumos! Cred că cel mai mult bolnavi cronici, nu? Dată din cele 92 de solicitări. Bolnavi cronici, acestea sunt mai solicitări de urgență. Pentru că transferul... O pare de filmat aici? Da, da. Da, da, mă, da, e. A vorbit cu doamna Anunite. A vorbit, da? Da, da, da.